că sunt o năcăjită. Mă doresc să mă mulțumesc colegii. Foarte prost, pentru că... Începe școala. Ți-ai pregătit rezumele? Nu avem. Nu avem. Un cuvânt tragic care sfâșie inima la zeci de mii de copii și părinți, când vine vorba de un ghiozdan, rechizite sau alte lucruri care sunt necesare pentru școală. Pentru Daria, a avea un ghiozdan e un vis neîmplinit, pentru că... Chiar dacă nu există posibilitate, acești copii lipsiți sunt încrezători că vor reuși. Cu ce să merg la școală? Cu ce să fac? Și ce mai ai tu rămas de anul trecut? Mai ai ceva? Nu prea. Cât de mult te îngrijorează lucrul ăsta că vine școala și nu ai ghiozdan? Foarte mult. Încă nu te joc pentru că e iar și nu. A spus că sunt... o năcăjită. Îmi doresc să am ghiozdan nou, caiete, culori, să nu mă înșesnesc colegii. Pentru mine ar fi un ghiozdan foarte frumos. Îmi doresc ca visul ăsta să fie în realitate. Sunt săraci, dar totuși sunt silitori, au rezultate foarte bune. Doar că le lipsește esențialul. Un ghiozdan echipat. Ce ai găsit tu în ghiozdan? Caiete, culori, pixuri, penal, bloc de desen, alte multe. Ai fost mândră de ghiozdanul pe care l-ai primit într-o gătă? Da. Dacă nu mi-a dus ce azi dumneavoastră, eu nu aveam ghiozdan. Am mers foarte bucuroasă cu ei la școală. Ca și Daria, sunt zeci de mii de copii în România. Noi, Asociația Miros de Cer, ne dorim să investim în viitorul lor. Ne propunem să ducem acestor copii ghiozdane echipate pentru a nu fi nevoit să abandoneze școala. Fii alături de noi. Cu doar 171 de roni, poți îndeplini visul unui copil.